Bine te-am găsit, Olga. Azi avem pentru tine 10 întrebări primite din partea fanilor pe pagina de Facebook a Naționalei Feminine. Ești pregătită? Da. Toți cei care au trimis întrebări vor primi câte o invitație dublă la meciul cu Slovacia, cei care au trimis cele 10 întrebări. Okay. Iar la final, ție îți va reveni misiunea de a alege cea mai interesantă întrebare. Autorul acesteia va primi și un tricou cu autografele voastre. Okay. Să începem. Ana Maria Gav te întreabă, care este cea mai iubită medalie sau cel mai iubit trofeu din carieră? Cred că anul trecut, când am jucat pentru Apollon Ladies în Cipru, când am câștigat cupă și campionat, fiind neînvinse, nici măcar un egal. Și cred că pentru mine a fost cel mai remarcabil medalie. Frumos. Andreea Trifan te întreabă, care este motivația de a merge mai departe după înfrângeri sau accidentări? Cred că aici depinde de tine cât de puternic ești și cât de bine stai mental. Pentru că eu personal am trecut prin foarte multe accidentări care cred că n-am avut sprijin, doar ceea ce m-a făcut să trec peste și să a fost iubirea care o am pentru fotbal. Și am fost o luptătoare. Care a fost cea mai lungă perioadă? Vorbim de operații de ligamente, menisc, care durează foarte mult timp. Despre un an. Exact. Gabriela Pop, care a fost reacția părinților tăi atunci când ai ales acest sport? Da, părinții mei niciodată n-au avut nimic împotrivă, indiferent ce sport am ales, doar m-a lăsat să fac ceea ce îmi place mie, doar atât. Dragoș Axinte, care este diferența între campionatul feminin român din România și campionatul din Cipru? Da, mi se pare, eu jucând în Cipru foarte mult timp, în România am jucat decât 2 ani de zile, după care a urmat o lungă perioadă în afară. Comparând când am plecat din România, asta acum cred că era 2009-2010 și acum revenind din nou în România după foarte mult timp, cred că e o diferență foarte mare. Am progresat foarte mult, sunt echipe România mult mai puternice, cu condiții mult mai bune, după cum se vede și campionatul, că este foarte strâns, o competiție foarte strânsă și cred că în mare parte e cam la fel, pentru că și acolo poate sunt foarte multe straniere, dar tot câteva echipe care se bat la campionat. Okay. Stoica Mugur Aurelian te întreabă, când crezi că ne vom califica la un turneu final? Trebuie să fim, nu știu, așa văd eu lucrurile, optimiști și asta depinde numai de noi și de ce vine din spate. Să aibă țeluri mari în viață și să muncească pentru asta, pentru că numai așa și selecțiile vor fi mult mai mari și să fie optimist. Totul prin muncă, cred că se poate realiza și acest obiectiv. Robert Biro, ce ai sfătui o fetiță de 6 ani talentată la fotbal, care iubește fotbalul, dar care plânge la antrenamente și e foarte rușinoasă? Da. Și eu sunt rușinoasă, dar când e vorba de fotbal, e altceva. Eu practic am început fotbalul foarte târziu, foarte târziu, la 18 ani. În schimb, jucam cu copiii de pe stradă, cu băieți, chiar de foarte multe ori jucam cu băieți mari care, da, îmi vorbeau urât, dar pur și simplu cred că atunci când intri în teren, trebuie să te focusezi doar pe tine și să realizezi că asta e pasiunea ta. Dacă tu mergi pe teren de fotbal sau și ești deprimat sau frustrat, cred că aici e vorba de părinții să aibă o discuție foarte bună cu copiii. Cred că de acolo pleacă și cum se simt copiii că atunci când intră. De acolo pornește schimbarea. Exact, da. Sanda Ilieș, care este cel mai frumos moment din cariera ta? Să fiu sinceră, cred că
atunci când port tricou naționale, pur și simplu simt cum mi iese inima din piept și când se cântă imnul, chiar am lacrimi în ochi. O, asta simt eu personal. Ștefan Seceleanu, la ce te gândești de fiecare dată când pășești pe terenul de joc înaintea unui meci? Da, când intru în teren, primul lucru îmi fac o mică rugăciune care cer bun Dumnezeu să mă ferească de accidentări. Și în al doilea rând, gândul meu este să dau 100% și să-mi ajut echipa, indiferent de adversar și indiferent de ce meci este, că e amical, că e oficial, eu sunt acolo să dau 100%. Verolca Maria. Olga, care este sfatul tău pentru tinerele fete care fac fotbal? Fica mea face fotbal de la 11 ani, spune ea. Da, cred că sfatul meu este ca cele mici trebuie să, primul și primul rând trebuie să iubească ceea ce fac și în al doilea rând să nu renunțe și să-și dea seama că să ajungi undeva și să, cred că trebuie să și suferi. Și ce am observat o generație aceasta, nu mai știu să sufere. Trebuie să, cum îi zice, să înțeleagă că atunci când este greu, atunci trebuie să, cum zice, să muncească mult mai mult, că numai așa pot realiza. Eu practic n-am avut niciun, pot să spun că n-am avut niciun sprijin. Dacă sunt aici, sunt pentru că mi-am dorit foarte mult și am avut foarte multe obstacole în viață. Și le-am depășit numai pentru că, așa cum am spus, iubesc ceea ce fac și cred că este pasiunea mea și nu, și de-aia zic, și am suferit foarte mult și de-aia le zic și lor, trebuie să suferi, să știi să suferi, nu când dai un pic de greu să renunți, că atunci n-ai cum să faci performanță, cel puțin să joci la un nivel foarte mare. Asta este părerea mea. Andreea Denisa Mitrofan te întreabă, dacă ar fi să ai o superputere, care ar fi aceea? Superputere? Cred că mi-ar plăcea să fiu Capitan Marvel. Să poți face orice. Exact. Da. Mulțumim. Și acum îți revine misiunea de a alege cea mai interesantă întrebare dintre cele 10. Care ți s-a părut cea mai interesantă? Autorul acesteia, așa cum spuneam, va primi un trigou cu autografe. Practic, majoritatea au fost interesante, dar cred că cea mai interesantă a fost aceea cu când spune de fetița ei care 6 ani, care da, e rușinoasă la... e rușinoasă și se simte, cred că aia mi s-a părut, pentru că da, vreau să încă o dată să spun că aici e vorba și de, contează foarte mult părinții ceea ce discută cu copiilor și cum îi motivează și cum îi sprijină. Cred că asta e cel mai important. Ok, deci Robert Biro va primi tricoul cu autografele voastre. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc din suflet!